facilităților fiscale și problemele administrative sunt adevărate impedimente pentru investitori. Acestora li se adaugă infrastructura deficitară și reacția lentă a unora dintre autoritățile locale atunci când vorbim de punerea în valoare a obiectivelor culturale sau accesarea fondurilor europene pentru amenajarea stațiunilor. Deși sunt zone în care banii comunitari, alături de resursele investitorilor, au transformat din temelii imaginea locurilor, în altele, bazele de tratament au ajuns ruine. Reprezentanții în domeniu susțin că este nevoie de investiții pentru captarea și filtrarea apei și dotarea cu echipamente diverse care sunt foarte scumpe. Conform Ministerului Turismului, până la sfârșitul anului 2011 vor fi terminate 8 proiecte de amenajare și reabilitare de lacuri, stranduri, băi tradiționale, baze de tratament în Covasna, Harghita, Tușnat, Praid, Ogna Sibiului, Călimănești, Borset, Govora. Alte 15 proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii balneare din 6 județe vor beneficia de fonduri de aproape 37 de milioane de lei. Turismul balnear este încă asociat cu vârsta a treia. Complet greșit. Datorită investițiilor, antreprenorii au extins acest segment și în favoarea tinerilor prin centre de relaxare, wellness și spa. Despre România balneară vorbim în emisiunea de astăzi. Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Ne bucurăm că ne revedem, ne-a fost dor de dumneavoastră, sperăm să fie și reciproca valabilă, să vă prezentăm invitații. Doamna Andrada Grânguș, director marketing vânzări Transilvania Travel, bine ați venit. Bună seara, bine ne-am găsit, bună seara. Doamna doctor Iulia Belc, director general medical regional SPA ANA Hotels, bine ați venit și noastră, bine ați revenit. Bună seara, bine v-am regăsit. Trei invitații au mai fost la noi în emisiune și domnul profesor universitar dr. Mihai Berteanu, șeful clinicii universitare de recuperare medicală, Spitalul Universitar de Urgență Elias. Bine ați venit și noastră. Bună seara. Am început acest nou sezon al emisiunii noastre cu o emisiune, după cum ați văzut, pe care poate sună așa urât, așa blon, că mai tot timpul vă spun asta, dar este super real. Dumneavoastră ați cerut-o și pentru că s-au întâmplat și lucruri bune în acest domeniu în ultima perioadă, am zis să începem cu ea. Doamna doctor Berg, ce s-a mai întâmplat în domeniul dumneavoastră de activitate? Pentru că eu, după vreo 4 ani de zile, am fost din nou la mare, la noi, și pe drum, trecând la Eforie, am văzut că acolo parcarea era plină. Asta înseamnă că e bine. Deși, înaintea începerii emisiunii, am înțeles în discuția pe care am avut-o împreună la această masă, că lucrul ăla care împrăștie turiștii, gălăgia, persistă. Dar haideți deocamdată să vorbim de partea bună. Cum a fost? Da, în ciuda acestui fapt, a fost un sezon foarte bun, cu mult mai mulți clienți decât în anul precedent. Ne bucurăm de revenirea vechilor noștri pacienți care practic vin an de an și totdeauna la revenire mai vin cu un membru din familie, cu un prieten. În felul acesta, marea familie a pacienților și clienților noștri crește. În ciuda unor deficiențe de infrastructură, de zgomot, ceea ce nu depinde de noi, ei vin, continuă să vină în România pentru tratamentele balneare. Sunt clienți care vin de pe toate continentele, absolut de pe toate continentele. Vin din Japonia, vin din Mexic, vin din Canada, în țările europene nu mai vorbesc, Rusia, țări arabe. Toți vin mânați de această dorință pentru sănătate și pentru tratamentele anti-aging. Pentru că România încă este foarte cunoscută în lume pentru tratamentele anti-aging, tratamentele gerovital. Cum împletim lucrurile? Pentru că, tot așa, vorbeam puțin mai devreme, v-am spus cum e și cu drumul, lipsesc câțiva kilometri ca să nu avem autostradă direct București litoral și cu toate astea, deci s-au făcut lucruri, s-au mișcat din loc. Pe drum nu erau decât vreo două anunțuri.
ca să-ți spună că de la Valul Traian, de exemplu, mergi 4 km, după care intri iar pe autostradă. Nu se știa. Foarte, foarte puțin mergea pe treaba asta. În același timp, așa cum spunea colega noastră și e bine spus că acest turism de regulă se dedică vârstei a treie, dar nu e normal așa, dar dumneavoastră aveți mulți dintre turiști care spun dacă la fel vom ajunge la anul, tot la Varna să ajungem pe aeroport sau tot la București și după aia să venim, nu credem că mai venim. Să nu se poată face nimic în acest domeniu, să nu se poată mări Cogălnicianu ca aeroport? Cu toate acestea, anul acesta au fost mai multe curse care au aterizat pe Cogălnicianu. Au fost două curse de Italia, o cursă de Germania. Nu știu dacă într-adevăr era un proiect de a fi și o cursă de Anglia. Deci un număr cu două, trei curse mai mare decât anul trecut, dar încă insuficient. Infrastructura este o problemă pentru întreg... pentru turismul românesc, nu numai turismul de litoral. Căile de acces, aeroporturile, calea ferată, știm foarte bine cât face trenul de la București la Constanța, știm foarte bine ce greu este să vii de la aeroportul Otopeni până pe litoral. Sunt lucruri care frânează dezvoltarea turismului în România. Păcat, pentru că avem resurse minerale extraordinare, avem know-how, ceea ce este un lucru extrem de important, avem oameni foarte bine pregătiți, avem profesioniști, lucru care este recunoscut de către toți clienții noștri. Și ceea ce mă bucură întotdeauna când aud aprecieri laudative din partea turiștilor străini, laudative la adresa actului medical în centrele balneare. Nu vă spun, mai ales francezii, pentru că în ultima vreme sunt foarte mulți medici români care au emigrat în Franța, spun cu atâta bucurie și cu atâta mândrie, știți? Eu am un medic de familie, o doctoriță din România. Știți, eu mă duc la oftalmolog, la un doctor român. Eu mă duc la un dermatolog, o doctoriță româncă. Ei se mândresc cu medicii români. Oare noi de ce nu facem acest lucru? Nu, și noi ne mândrim, dar nu prea mai avem. Avem, totuși, mai existăm în România. Da, și vedeți că pentru acești medici români și acești profesioniști și terapeuți vin oameni în România. Întotdeauna, deci, în centrul nostru, Ana Aslan, avem aceiași pacienți care vin din anul 2004, de la înființare. Acesta spune, domnule, spune v-am ceva. Spus, când am fost, sau nu știu dacă v-am spus, invitat de ambasadorul României la Paris, când la un moment dat zice, hai să mergem la Biarritz să vezi ce e acolo, și în același timp ce frumos ar fi dacă pe aceștia i-am îndreptat către România. Și acolo spuneau cu toții că, fără doar și poate, dumneavoastră cu ce aveți acolo, sunteți mai tari ca ei. Pacienți au spus, anul ăsta n-am avut timp să ajung în România, dar alminte era și ajunge. Pot să vă confirm. Nu înseamnă extrem. Extremul. Pot să vă confirm. Avem o pacientă care a revenit în centrul nostru în urmă cu două luni, revine peste două zile, o prințesă din Dubai. Care am trecut, n-a fost în Ana Aslan Health Spa. Și am spus, știți, eu am fost în toate spa-urile din Europa. Am fost în Franța, am fost în Italia, nicăieri nu este tratament al dumneavoastră în centru. Nu este o femeie de vârsta a treia, este o femeie tânără, care vine pentru tratamente anti-aging, vine pentru tratamente de înfrumusețare facială și corporală. Pentru că noi, într-adevăr, oferim tratamente balneare, tratamente medicale, dar în același timp am dezvoltat și partea de estetică. Pentru că o persoană, dacă vine două săptămâni, vrea să se ocupe nu numai de partea de sănătate, ci și de partea de frumusețe. Practic face parte tot din același corp. Omul, dacă se simte bine în pielea lui, se simte bine nu... în general. Îi dai o stare de bine. Corect. Domnul profesor Berteanu, dumneavoastră ca șef de clinică, ca om care am înțeles acum de curând că ați avut mari personalități care v-au intrat în atenție și pe care le-ați rezolvat, către ce îndreptați, către ce spuneți oamenilor și celor din țară și din afară, ce să facă, ce să aibă grijă atunci când se consultă în domeniul ăsta, pentru că avem zona asta așa României și nu e, cum spun anii, unică țară minunată, păcat că e locuită de români. Sunt lucruri bune, se întâmplă și lucruri bune. În domeniul dumneavoastră, spre ce învățați oamenii să facă? Exact cum spunea doamna doctor, mai devreme, nu să ajungi când cuțitul e la os. Către ce îndreptați?
În primul rând, aș vrea să fac o clasificare. Specialitatea pe care amândoi o avem cuprinde, pe de o parte, balneologia și terapia cu factori naturali terapeutici și mai cuprinde și reabilitarea sau recuperarea medicală. Acestea sunt două lucruri care se suprapun pe o zonă foarte mică. Ele sunt relativ separate. Dar în țară la noi, specialitatea de recuperare, reabilitare medicală s-a dezvoltat plecând de la hidrologia medicală. Să știți că societatea noastră și partea de terapie balneară este una din cele mai vechi societăți medicale românești. 1918 înființată Societatea de Hidrologie Medicală, una din societățile fondatoare ale Asociației Medicale Române. S-a diversificat cu reabilitarea medicală această specialitate. Revenind acum la întrebarea dumneavoastră, există în ultimii 10 ani, 15 ani, dovezi științifice foarte clare referitor la eficiența factorilor naturali terapeutici. Aceste evidențe nu existau acum 20-25 de ani atât de bine argumentate. Sunt publicații care arată eficiența factorului natural terapeutic, nu vorbesc de publicații numai cele românești, vorbesc de publicații în general străine, publicații internaționale, care arată eficiența factorilor naturali terapeutici pe o serie de afecțiuni, cum sunt afecțiunile cardiovasculare, afecțiunile dismetabolice, deci afecțiuni care practic sunt cele mai întâlnite în societatea de astăzi. Revenind la întrebarea noastră, evident că noi susținem și avem dovezi științifice și recomandăm tratamentele balneare, însă aș vrea să menționez că o cură balneară corectă trebuie să dureze undeva spre 18 zile. Ea nu este un weekend la mare în care fac o serie de tratamente, inclusiv de înfrumusețare. Aceasta nu este o cură balneară și doamna doctor știe foarte bine acest lucru. Eu nu zic să nu se facă și așa ceva, e mai mult decât nimic, dar o cură balneară pentru efecte terapeutice de profunzime, fără efectele adverse pe care le au medicamentele, durează 18 zile. Cred că noi ar trebui în oferta noastră de turism balnear către aceasta să mergem. Și aici este punctul foarte puternic al României, că are foarte mulți factori natural terapeutic care pot face o diferență semnificativă în sănătatea unei persoane. Am înțeles. Aș vrea, înainte de a întreba și pe doamna Crânguș anumite lucruri, să rog pe producătoarea emisiunii, pe doamna Cristina Lorenț, să ia legătura cu domnul Rosner și atunci când e gata să spună. Doamna, apropo de ce spunea și domnul profesor și doamna directoare, doamna doctor, care sunt ofertele care să îmbine ambele lucruri? Cum le faceți? În primul rând și noi asta încercăm să facem în ofertele noastre. E un rol pe care o agenție de turism îl are, e acela de a conștientiza în rândul turiștilor, în rândul oaspeților din hoteluri și din clinicile dumneavoastră, faptul că există trei tipuri de tratamente. Există un tratament de trei tipuri de pachete, de fapt. Sunt pachete de prevenție, sunt cure de prevenire a bolilor, cele de menținere într-o linie dreaptă și cele de tratare a probleme, anumitor afecțiuni. Întotdeauna se menționează faptul că o cură pentru a fi eficientă trebuie să fie de minimum 14 zile, 18 zile de preferat sau chiar mai mult, însă acest lucru evident trebuie corelat și cu vacanța pe care o are fiecare dintre noi. În cazul tinerilor e mai mică, în cazul persoanelor la vârsta a treia, probabil ea se poate întinde și la 18 zile. Deci lucrul ăsta se face, e un agent de turism îl face. Ca statistică, ce turiști ați avut dumneavoastră în ultima perioadă? Foarte interesant la nivelul, începând cu anul trecut, din momentul în care preferința pentru vacanțele pe litoral scădea,
preferi, și vorbesc aici de vacanțe, strict de vacanțe de relaxare pe litoral, în care mergi să stai la soare, să faci plajă, să te plimbi, să te distrezi. În timp ce aceste vacanțe scădeau și ca număr de turiști și ca încasări, se vedea preferința turiștilor pentru vacanțele în stațiuni balneare, indiferent că erau oameni de 30 de ani, oameni din generația mea sau oameni din generația părinților mei sau a bunicilor mei. Și tocmai asta ne bucuram, că în sfârșit se face și această profilaxie, se face această prevenire a unor afecțiuni. Ca și pondere, evident, încă predomină persoanele de vârsta a treia. Însă crește tendința... Cred că aici tendința... ar trebui și noi, televiziunea publică, de exemplu, să facem mai mult, pentru că, în esență, dacă omul nu știe, după aceea n-ai cum să-l acuzi. Dar dacă noi ne-am face rolul de televiziune publică, dacă noi am avea mai multe emisiuni educative, mai multe emisiuni informative, în care omul să priceapă despre treaba asta, doctorii în domeniu ca dumneavoastră și la propriu și la figurat, să vină să spună, altfel știe omul. Pentru că noi, de exemplu, am fost în vara asta, la un moment dat undeva prin Grecia, a fost foarte bine, eram comparativ cu la noi, de exemplu, a fost mai bine la noi decât acolo și mult mai convenabil ca preț, dar, de exemplu, în localitatea respectivă, nimeni nu ne-a spus atunci când am fost că aici se fac anumite sporturi speciale, cum e cu parapanta, cum e cu cu velă, cu windsurfing, tot felul de trestea. Poate a și fost interesant. E, la firma importantă la care am fost noi, și nu vreau să o fac de râs acum, nu ne-a zis nimeni nimic. Ceea ce, cum să văd, s-a mulțumit că am zis că ai, că e frumos acolo, vreau să văd întâi istorie, vreau să văd nu știu ce, dar ca să-ți spună de ce se întâmplă acolo, nici de frică. Ceea ce nu e normal. Ne oprim puțin pentru că avem la telefon pe domnul Herman Rosner, președintele Camerei de Comerț și Industrie Covasna. Bună seara! Bună seara, domnul Burtea, și îmi pare bine să vă reaud după, din 2092, nu ne-am auzit, de la Viena. Așa este, mi-au spus colegii mei, îmi pare rău că gândul bun care l-ați avut puțin mai devreme de a vă opri să veniți în direct, nu l-ați dus până la capăt. E drept că nici colega mea n-a știut ce să vă spună, dar în esență o îndreptăm cu acest interviu. Vă așteptăm însă foarte curând, pentru că înțeleg că la dumneavoastră în Camera de Comerț Covasna sunt lucruri bune și atunci sigur vom colabora. Acum vorbim despre turismul balnear. Am constatat, mergând prin țară, când nu te uiți la televizor, la mașină, asculți radio-ul, că de când a venit președinte, un conațional, un, cum să vă spun, după în Covasna, după acolo, după în zonă de etnie maghiară, reclama la televizor pentru zona dumneavoastră este foarte pregnantă. Și am zis, doamne, vezi ce înseamnă, da, o fi ceva real. Am constatat însă că chiar e pe bune, cum să spune, e tot ce se vorbește, nu se vorbește în vânt. Și atunci am zis, hai să ne îndreptăm și noi spre zona asta, că televiziunea n-a făcut mare lucru pentru această zonă, cel puțin la noi, în emisiune. Ce ne prezentați, domnul președinte, ce ziceți că aveți ca lumea în domeniul ăsta? Înainte de toate vreau să vă felicit pentru ideea de a intra în domeniul turismului de sănătate, a turismului balnear, pentru că România, după cum știu specialiștii și ar trebui să știm cu toții, are o treime din resursele naturale ale Europei, pe de o parte. Pe de altă parte, toți specialiștii cunosc că în lume se vorbește nu de o tendință, ci de o mega tendință în ceea ce privește luarea în considerare a factorului natural de tratament. Covasna se află în arcul Carpaților, într-o zonă în care avem fenomene post-vulcanice și nu întâmplător poate, am denumit sau supra-numit stațiunea Covasna ca fiind stațiunea celor 1000 de izvoare de sănătate. Dacă vreți să vă dau un singur factor natural de tratament, mofetele, care sunt emanați uscate de bioxid de carbon post-vulcanice cu efecte terapeutice extraordinare pe ceea ce înseamnă afecțiunile cardiovasculare, toată Ungaria are o singură mofetă și face o reclamă extraordinară. Numai la Covasna avem 14 mofete, dar tot la Covasna avem un spital de cardiologie care are un background de 50 de ani, este o istorie de succes și poate nu întâmplător, zilele trecute, fiind prin Covasna, vorbeam cu o doamnă care vine din Craiova de 42 de ani,
Am un șef de vamă din Haifa care vine datorită afecțiunilor cardiovasculare, dar și a celor diabetice, de aproape 20 de ani. Și, în fine, Covasna are primul hotel balnear de 4 stele, o investiție privată, se numește Clermont, fără să fac reclamă. Deci, nu, dar aveți voie la această emisiune să faceți, domnul președinte. Bine, atunci este perfect. Deci atunci spun la telespectatorii dumneavoastră și am mai avut o intervenție la colegii dumneavoastră de la ProTV Internațional pe tema Covasnei și am fost foarte uimit când am primit telefoane începând din Australia până în Statele Unite. În fine, aș vrea să includ intervenția mea sub genericul timpul înseamnă bani, iar sănătatea înseamnă aur. Și nu pentru că aurul a crescut în cotație extraordinară, ci pentru că cu toții ne dăm seama că lucru mai de preț decât sănătatea nu există. Auzeam în intervenția Beleaua e că unii își dau seama, domnul președinte, exact când nu prea mai au multe portițe de scăpare. Și tocmai de-aia trebuie să facem cât mai mult, să știe lumea ce putem, să știe lumea ce avem. Aveți perfectă dreptate și ați condus discuția către ce înseamnă preventiv. Și pentru că toată lumea, tuturor ne este familiar automobilul, ne dăm seama că până și cel mai perfect automobil, și nu dau nume de mărci, în mod automat și pe baza ceea ce ne indică bordul, îl ducem la revizie. Noi, corpul nostru, din păcate, îl ducem prea târziu la reparație, dar inclusiv Consiliul Europei a dat o directivă prin care recomandă țărilor membre să acorde mai multă atenție turismului de sănătate cu factor natural și în acest sens nu pot decât să notez buna decizie a Ministerului de Turism, a Ministerului Turismului, de a situa turismul balnear ca o prioritate a turismului românesc. Există un master plan și este o în pregătire, o listă de stațiuni prioritare ca investiții și, în fine, noi trebuie măcar să revenim la ceea ce era faima stațiunilor balneare între cele două războaie mondiale. Domnul președinte, românului de pe urmă. Vă opresc aici, vă mulțumesc pentru intervenție și aș vrea să, am înțeles că v-au spus colegii mei, să facem un țintar de probleme și de industrie și de turism și să trimitem echipă care să vină să filmeze la dată și vă așteptăm și pe aici. Mulțumim încă o dată, o seară bună și numai bine. Noi vă așteptăm la Covasna într-o emisiune în direct. Da, facem și asta, dar stăm mai rău cu banii, ca să vă spun așa, fără să ne audă nimeni. Noi vom organiza autoritățile locale, inclusiv Camera de Comerț, ca să aveți o notă de plată cât mai mică, pentru că subiectul acesta și Covasna, care este una din cele mai bune în Europa în afecțiunile cardiovasculare, afecțiuni care conduc ca incidență de mortalitate în lumea întreagă. Organizația Mondială a conturat în perspectiva următorilor 20 de ani menținerea pe primul loc ca afecțiunilor cardiovasculare ca cauză de mortalitate și Covasna este stațiunea minune în acest tratament. Noi o să organizăm ca să puteți da telespectatorilor. Da, și noi putem să facem o astfel de colaborare în care să fie bine pentru toată lumea. Vă mulțumim frumos încă o dată, o seară bună și așteptăm să... Cu drag. Dacă se poate, doamna decan Miricioi Mureșan, să difuzăm primul reportaj. Premiată cu titlul Destinație Turistică de Excelență a României în 2010 de Comisia Europeană, stațiunea balneoclimaterică Gioagiu Băi este în reconstrucție. În prezent sunt în derulare investiții majore pe fonduri europene pentru schimbarea rețelelor de canalizare, apă pluvială, drumuri, trotuare și iluminat public. Lăsată în paragină după 1990, zona a renăscut în primul rând datorită antreprenorilor, care cred în potențialul apelor termale și care modernizează infrastructura de cazare și tratament și de curând și grație banilor comunitari atrași de administrația locală. Germisara Hotel Resort & Spa este un complex în care se investește constant cu scopul de a-l introduce în circuitul internațional de profil. S-a finalizat o investiție într-o piscină pentru tratament. Era investiția care practic ne lipsea și e investiția care pot să spun că ne-a întregit portofoliul de servicii pe care în prezent le oferim. Dacii au spus Germisara, romanii Terme Dodone. Astăzi este cunoscută sub numele de Gioagiu Băi.
Stațiunea este situată în apropiere de Orăștie, în centrul unor coline acoperite de păduri de fac și brad. Apele minerale și aerul ozonat recomandă zona pentru afecțiuni locomotorii, degenerative inflamatorii, reumatismale, afecțiuni ginecologice ale sistemului nervos periferic, denutriție metabolice sau post-traumatic. Se continuă promovarea pachetului de tratament balnear, care este pentru minim 5 zile, pachet de tratament balnear cu 3 proceduri de tratament pe zi, proceduri care se efectuează în urma unui control medical și la recomandarea medicului de specialitate. Cazare în camere clasificate la categoria de 4 stele și 3 mese pe zi, adică mic dejun, prânz și cină. Noi ne promovăm pe toate canalele posibile, adică începând din presa scrisă, audio, vizual, internet, promovare door-to-door, deplasări către agenții din țară, deocamdată. Datorită investițiilor realizate, echipa complexului poate să organizeze evenimente la nivel înalt. Pe lângă aceste aspecte, punerea în valoare a elementelor culturale pot transforma zona într-o destinație favorită pentru turiști din multe colțuri ale lumii. Zona în care ne aflăm, după părerea mea, este zona cea mai bogată în istorie de pe teritoriul României. Și mai vechi. Ne aflăm imediat lângă cetățile dacice, ne aflăm lângă Castelul Corvinilor, ne aflăm lângă cetatea Alba Iulia, ne aflăm lângă Salvezile Turzăul, Traiana de Mângă, Hasec, deci ne aflăm lângă Parcul Național de Cezat. Mai mult nici nu se poate spune despre o zonă. De asemenea, merită să faceți excursii la bisericile de piatră din țara Hațegului, la complexul de monumente de la Țebea, sau să vedeți Mănăstirea Crișan și Casa Memorială a eroului martir Gheorghe Crișan. Pentru că investițiile întreprinzătorilor sunt primele care au schimbat imaginea stațiunii George Weah, credem că autoritățile centrale ar trebui să țină cont de doleanțele acestora. Eu m-aș aștepta la o lege a stăriției. M-aș aștepta, de exemplu, să se rezolve odată cele două TVA-uri din sistem. TVA pe cazare și TVA pe noastră. Se unifice cumva sub o formă. M-aș aștepta la mai multe, dacă s-ar putea. Un lucru de excepție, o zonă de vis, nu cred că există încărcare istorică mai ceva ca acolo, oameni deosebiți, iar hotelul în sine este o perlă. Anul ăsta, după cum știți, a luat locul întâi la turismul balnear. Cine vrea să n-arunce banii pe geam, neapărat trebuie să ajungă acolo. Au început telefoane de la telespectatori. Prima nici nu știu cum să o citesc, pentru că mai mult ca sigur voi da apă la șoricei. Cum se spune, doamna Kreutzer, Eugenia din Germania, prietenă veche de-a noastră și a emisiunii noastre, felicitări pentru emisiune și la cât mai multe emisiuni de acest fel, ne bucurăm că existați și prin emisiunile pe care le realizați, ne faceți să ne simțim mândri că suntem români. Multă sănătate întregii echipe și investitorilor și invitaților. Să aveți putere să culegeți doar gândurile bune ale telespectatorilor, pentru că le meritați cu prisosință. Toate cele bune și ne rugăm să vă vedem cât mai mult timp de aici încolo. Mulțumim mult, doamna Kreutzer, să vă dea Dumnezeu și la asta tot ce vă doriți, să poate să leagă și treaba aceea cu investiția în România. Mi-e și rușine uneori să vorbesc, pentru că cei de la bănci de acolo au făcut ce au făcut și tot timpul au zis ceva și au făcut altceva, dar probabil că vor da socoteală într-un fel sau altul. Din Israel, domnul Nică ne spune așa: acum 2 luni a vorbit cu domnul Burtea și a promis că va face o fabrică de conserve la Buzău. În luna noiembrie va avea loc deschiderea unei fabrici cu 300 de angajați, iar toată producția va fi exportată în Statele Unite și în Franța. Astfel se dovedește că cine vrea să facă ceva în România poate face fără probleme. Sănătate și multe felicitări pentru emisiune. Mulțumim mult, domnul Nică, și la deschidere, dacă ne spuneți de timp, sigur am să trimit o echipă și să filmăm. Poate vă vedem și în direct și
poate o să vadă și cei care ne-au urmărit dialogul nostru și atunci și acum, că într-adevăr ceea ce a spus se poate realiza. Domnul Andrei din Israel, succes în nou sezon, mulțumim mult! După care zice așa, de ce nu se face un congres internațional cu personal medical din străinătate și pe tema medicinii balneoclimatrice în România? Tocmai vorbeam cu domnul dr. Berteanu, domnul profesor, care spunea că se face așa ceva, dar o să vă spună dânsul. Domnul Andrei continuă, domnul Andrei este tot așa un telespectator fidel al nostru și care știe România mai bine decât ne-o cunoaștem noi. Spune așa, în felul acesta se face o reclamă internațională foarte bună stațiunilor din România. Din păcate, aceeași problemă stringentă a autorităților nu este rezolvată. De ce nu se realizează aceste investiții? Poate ar fi o soluție folosirea căii ferate la capacitate mai mult prin înființarea unor garnituri speciale gen croazierele pe mare. Turiștii pot dormi și călători noaptea și ziua să viziteze obiective turistice. Multă sănătate domnului Burtea și întregi echipe. Și dumneavoastră, domnul Andrei, și vă rugăm să rămâneți tot timpul lângă noi, așa cum ați făcut-o de atâția ani și până acum. Domnul doctor, domnul profesor, răspundeți-i domnului Andrei. Deci noi, societatea noastră de medicină fizică și de recuperare și balneologie, organizează anual un congres național. La 2-3 ani avem participare internațională, au fost invitați străini, personalități recunoscute în domeniul balneologiei internaționale, care au participat, care au conferențiat la noi, dar acest aspect medical nu intră așa de bine în reclama și în mediatizarea televiziunilor și mediei. Ceva negativ, nu-l bagă lumea seama. Dar noi avem aceste emisiuni Pe de altă parte este și o discuție foarte tehnică la aceste congrese. Se desfășoară, evident, în limba engleză. Sunt discuții de strictă specialitate. Deci, domnul Andrei, să știți că s-au făcut din 1998 încoace, să fac o dată la 2-3 ani, să fac cu participare internațională, iar mai ales în balneologie, au fost invitați străini, președintele societății internaționale de hidrologie medicală, am avut invitați care sunt de la Uniunea Europeană a Medicilor Specialiști, secțiunea de medicină fizică și recuperare. Eu sunt delegat național la această secțiune, unde anul trecut s-a înființat un grup de lucru permanent pe balneologie, împreună cu colegii din Spania, Portugalia, Franța, Ungaria. Avem o colaborare extrem de strânsă în acest domeniu, dar ea există. Are dreptate domnul Andrei, totuși, că atâta vreme cât ea nu este cunoscută, nu este mediatizată, e ca și când ar fi. Chiar dacă pentru specialiști, pentru cei implicați este perfect și e foarte bine, astfel de evenimente și mai ales că la noi, televiziunea publică, nu costă, ca adminteri știți cum este. Te-ai uitat, zice, a, da, costă atâta. Păi, minutul costă mii și mii de euro, nu știu pedit foarte mult noastră. Să știți că a fost mediatizat. În 2007 am organizat în București adunarea generală a delegaților europeni pe Uniunea Medicală, Uniunea Europeană a Medicilor Specialiști de specialitatea noastră. A fost mediatizat, a participat Ministrul Sănătății de atunci, au fost 60 de invitați, câte 2 delegați din fiecare țară europeană, s-au discutat probleme balneare, adică chiar a fost mediatizat, a avut loc la Marriott, a fost un succes răsunător pentru România acea întâlnire. Să fie cu noroc. Dacă îmi permite să-i răspund și eu domnului Andrei, apropo de propunerea dânsului cu croaziera, există asemenea croaziere. Noi am avut în fiecare an clienți care au avut o zi sau două de spa în centru din Hotel Europa Eforie Nord, fiind într-o croazieră. Deci se fac și asemenea tipuri de excursii. Bineînțeles, pentru un tratament, nu tratament, pentru câteva proceduri de o zi, două. Acesta nu reprezintă tratament. Și, Dar e o luare la cunoștință, știe despre ce e vorba, fiecare după care pot să revină pentru o cură completă de 18 zile, pentru că, apropo de ce spunea colegul meu, avem pachete de 18 zile, de 12 zile, dar de 6 zile. Câte cu 2, 3, 4 proceduri pe zi.
pentru că fiind o investiție privată, fiind un centru privat, trebuie să faci marketing, trebuie să faci și business în același timp și atunci trebuie să ai o ofertă adaptată pentru toate tipurile de clienți sau pacienți potențial sau pe care îi ai deja în palmaresul centrului respectiv. Trebuie să te poți adresa atât tinerilor pentru a face prevenție, persoanelor active pentru cure antistres, pentru cure de detoxifiere, pentru cure anti-aging sau tratamente balneare sau tratamente de recuperare. Pentru că pot să vă spun că foarte mulți pacienți, în special la deschiderea anului, în lunile de primăvară, după ce s-a terminat sezonul de schi, persoane care au avut diverse accidente de schi cu operații făcute în marea lor majoritate în străinătate, vin să-și facă recuperarea în centru Anaslan Health Spa din Eforie Nord. Da, doamnă, spuneam despre, ați văzut reportajul cu Jeremy Sara, acolo s-a întâmplat ca să fim noi când a venit o doamnă, de fapt ajunsesem când dumneai pleca, în Belgia, Olanda, trăia și unde sunt clinicile pentru ortopedie cele mai importante din lume și mai bune. Doctorii de acolo i-au spus că nu va mai merge niciodată pe propriile picioare. A venit și a stat o lună și jumătate la germisarea și a plecat fără cărucior. Vedeți, asta este extraordinar, că la noi balneologia este făcută de către medici și de către o echipă medicală. Este altceva decât un hotel de 5-6 stele plantat undeva într-o țară foarte dezvoltată cu o infrastructură impecabilă, unde se face la nivel de cerere și ofertă. Am dat bani, fac o procedură. Nu este un consult medical. La noi, prin tradiție, eu știu de la bunicii mei care mergeau la Călimănești, la noi, prin tradiție, balneologia, care este o știință, că este balneo și logos, este făcută de către o echipă medicală. Acest lucru nu trebuie pierdut, din contră, trebuie stimulat. Acest lucru, după 90, primii cel puțin 10 ani, a fost catastrofal. Și acum tragem ponoasele acelor 10 ani în care s-a distrus tot ce însemna medical în stațiunile balneare. Dar aproape că au fost rase, pur și simplu. Absolut. De când bazele de tratament s-au făcut restaurante. Exact. Dar sunt un optimist, în ultimii 5-6 ani, datorită investițiilor, să revină la acest aspect absolut medicalizat. Asta nu la alte țări. Domnul profesor, am și un program guvernamental, investiții în infrastructură turistică. Nu e formidabil, dar uitați-vă, avem Tujnad, la Tujnad, avem la Govora, la Borsec, sunt lucruri care au fost la Ogna Sibiului, sunt milioane peste milioane pe care, așa, cum se spune, din criză, din sărăcie, au fost băgate și nu înseamnă puțin, înseamnă ceva. Dar e drept că s-ar putea și mai mult. Din Germania, domnul Lucian Pârvan, alt telespectator fidel al emisiunii noastre și cu idei foarte bune, ne zice, bine am revenit, vă mulțumim frumos, felicitări pentru emisiune, iar vă mulțumim. Și acum îmi spuneți, este foarte bine că se fac investiții și în stațiunile balneoclimatice și există astfel spații de cazare de 3-4 stele. Din păcate aici și sunt și prețurile pe măsură. Unii au salariu de 900 de lei, nu pot beneficia de aceste servicii. Meciul România-Franța a beneficiat de un stadion fantastic, dar o investiție de asemenea învergură a fost umbrită de un gazon foarte prost. De ce oare s-a ales o firmă românească de 5 angajați care să strice treaba? Păcat că la această investiție nu s-a mers la sigur, astfel încât toată lumea să nu zâmbească la adresa României. Aveți dreptate. Astăzi am văzut tot felul de comentarii domnul Pârvan în care se spunea că, de exemplu, primarul Oprescu, domnul profesor doctor Oprescu, spunea că, într-adevăr, este bine ca la același preț puteam să aducem o firmă germană, apropo de Germania dumneavoastră, prețul era același, doar că acolo știu oamenii să facă stadionul și nu fac ciordeli, scuzați-mă expresia. Nici aici nu pot să acuz pe ceva, pe cineva concret că n-a venit, dar n-a fost bine. E un lucru, știți cum e,
picioare spălate, călcâie uitate. Dar ăsta s-a văzut și e păcat. Asta nu înseamnă însă că să fie umbrită treaba. Se va rezolva și cu asta basta. Ne oprim iară puțin aici și să rugăm din nou pe doamna decan Miricioi Mureșan să difuzeze și reportajul cu Păltinișu. Păltinișul va putea găzdui conferințe, evenimente, summituri la nivel înalt din vara anului viitor. Unul dintre cele mai importante hoteluri din stațiune, Casa Turiștilor, se află într-un proces de modernizare amplu. Proiectul, depus în urmă cu 2 ani, a obținut aprobările pentru fonduri europene, iar lucrările au început anul acesta. Acest proiect, care se ridică la peste 3 milioane jumate de euro investiție, 14 milioane și vreo 700 de mii de lei investiția, presupune foarte multe modificări ale vechilor vile, vila 16 și vila 17, deci unde și compartimentarea a fost modificată. Deci, în primul rând, vom avea 200 de locuri de cazare de 3 stele plus sau 4 stele minus, deci gradul de confort va crește foarte mult, vom crește capacitatea de cazare cu 40 de locuri, vom ajunge la 200 de locuri de cazare și aproximativ 100 de camere, dar cel mai important lucru pentru noi este că vom crea un corp nou de recepție, de asemenea ca un element de important pentru activitatea turistică este spa-ul pe care îl vom construi și el presupune o piscină de aproximativ 60 de metri pătrați cu piscină pentru copii, cu locuri de odihnă, cu bar și sala de fitness, asta va fi la costul 17, care va fi legată cu costul 16, unde va fi sala de fitness și cu jacuzzi, cu saune, cu baze de tratament, cu tot felul de tratamente care se vor face în acest spa. Vom moderniza bucătăria cu dotare de ultimă oră, restaurantul de asemenea va avea o capacitate de 300 de locuri, vom avea 200 de conferințe. Fie că petreceți un sfârșit de săptămână, fie o vacanță, vă veți bucura, vă veți simți bine, iar Păltinișul vă va rămâne mult timp în inimă. A fost întemeiat de Societatea Carpatina Ardeleana a Turiștilor în 1894 și este cea mai veche stațiune montană din România. Este situată în mijlocul unei păduri de conifere la 30 de kilometri de Sibiu și la cea mai mare altitudine din țară, 1442 de metri. Vom face 4 piste de bowling împreună cu un investitor american. Într-o perspectivă vrem să facem și un teren de tenis, vrem să facem și un patinoar, vrem să facem și o pârtie de schi vara. Climatul montan cu aerozonat recomandă stațiunea pentru tratarea asteniilor, surmenajului, bolilor de tiroidă, sechelelor pulmonare. În Păltiniș, stratul de zăpadă este prezent 120 de zile pe an. De aceea, multe investiții ar trebui să se îndrepte către domeniul schiabil. Anul trecut am mers cu mașina până în punctul Tărtărău, deci de la Păltiniș, și din punctul Tărtărău, 4 județe sunt legate, ar fi legate de Sibiu, de Păltiniș, prin cu asfalt. La voi, Obârșea Rotului Voineasa este asfalt până în punctul Tărtărău. Din punctul Tărtărău se poate merge până la Rânca Novaci, prin punctul Urdene mai înalt, ca Transfăgărșeanu, este asfalt tot. Deci, toată porțiunea este asfaltată și zona este milifică. Din punctul Tărtărău se poate merge în județul Hunedoara la Petroșani. Și tot din punctul Tărtărău, care este asfalt, și tot din punctul Tărtărău se merge pe Valea Frumoasă, la Șugal, și este asfalt. Deja Voineasa, Șugalul și Rânca au pârtii de schi. Păltinișul are acum 4 km, dar probabil va avea mult mai mulți kilometri. Și atunci, în această zonă milifică, cu drum peste 2000 de metri și bine întreținută, s-ar putea să fie o elveție puțin spus față de posibilitățile și potențialul turistic pe care are această zonă. Numai că la Sibiu, cei 41 km, este singurul județ care nu a reușit să asfalteze.
Având în vedere potențialul zonei, autoritățile locale, dar și cele centrale, ar trebui să acorde o atenție mai mare regiunii, iar băncile să-și îmbunătățească politica de creditare pentru întreprinzătorii din turism. Dobânzile bancare, în general, creează acea frică a investitorilor de acces la fonduri europene. Și cred eu că... Numai dobânzile sau și condițiile, în totalitate? Condițiile și condițiile, pentru că, de exemplu, am avut o șansă că ne-a dat voie să gajem activul care îl modernizăm. Dar mai mult, vreau să vă spun că banca vine și spune că situația în care nu-ți respecti contractul, fără niciun fel de opoziție, ești de acord să-ți treacă activul în proprietatea băncii. Deci, situații destul de dificile și poți să rămâi și fără ceea ce ai, situația în care activitatea nu merge. Deci, riscurile sunt foarte mari. Și eu vreau să vă spun că legat de activitatea băncilor, pentru că ați deschis acest subiect, eu am avut un moment și încă am și eu acum un moment destul de neplăcut, pentru că am luat credit de la Banca Comercială Română de 450.000 de euro aici pentru modernizarea celor două vile. Și am plătit 440.000 de euro, dar n-am 300.000 de euro. Deci, în mod normal, ajung până la urmă de plătesc mai mult decât dublu banii pe care îi iei de la bancă. Ne-am propus ca subiectele acestea mai spinoase ridicate de domnul președinte Ancuța să le discutăm și pe programul 1, pentru că sunt într-adevăr de foarte mare interes și dacă nu sunt soluționate, vor trage înapoi tot ce înseamnă investitor. Domnul Andrei din Israel a revenit și spune așa că este vorba de croaziere cu trenul care merge pe zone geografice cu staționări în zone turistice. De exemplu, un tren s-ar putea face în Moldova și unul în Transilvania, în stațiile de oprire turiștii să viziteze și să ia cunoștință cu tot ce există aici în zonă. Este excelentă ideea dumneavoastră, domnul Andrei, și cred că ar trebui să o prezentăm ca atare și pe programul 1 ca să vadă și cei care pot face ceva, pentru că e într-adevăr, avem zone de excepție și poți cu idei bune și pe degeaba, cum e la dumneavoastră, să faci ceva. Doamna Doina Câmpeanu din Paris are 64 de ani și a plecat din România acum 42. Suferă de reumatism și dorește să știe cât costă 2 săptămâni de tratament la un hotel dintr-o stațiune balneară. Doamna Crânguș? Sigur, pot să dau câteva exemple pe diferite categorii de confort. De exemplu, dacă vorbim de un hotel de 4 stele și pot să specific un hotel de 4 stele din Băile Felix, hotel internațional, pachetul pentru, de fapt, o noapte de cazare plus pensiune completă sau demipensiune plus 4 proceduri pe zi au un tarif de circa 50 de euro în medie, depinde foarte mult de sezonalitate, dar circa 50 de euro de persoană pe noapte. Un sejur de 14 zile înseamnă undeva la 700 de euro. 700 de euro de persoană pentru 14 zile strict serviciile din hotel, la care se adaugă, evident, costul biletului de avion sau al altui mijloc de transport. Comparativ cu alte zone, cam cum mi se pare, cu alte țări. Pot să vă dau un exemplu din Ungaria, din vestitul Haidu Soboslo. Într-o perioadă similară, acolo costul este de 55 de euro, 60 de euro, însă nu se fac aceste proceduri, 4 proceduri specifice. Este un acces la... Exact ce spunea profesor Bertean. Da, e un acces la niște băi termale. Sunt mii de ani vechime care aduc aceleași lucruri bune pentru sănătate și pe care alții nu le au. Da. Asta e un exemplu. În altă parte... Pot să vă dau un exemplu la un hotel de 3 stele din Buziaș, unde se tratează afecțiuni cardiovasculare. În Felix... Pot să vă dau un exemplu la un hotel de 3 stele. Mergem undeva la un tarif de 40 de euro pentru aceleași servicii. 40 de euro pe noapte, asta înseamnă până 600 de euro. Iar la 2 stele, un 25-27 de euro pentru cazare cu demipensiune și... Pentru că avem vreo 5-6 minute, spuneați la un moment dat într-o pauză că un rol deosebit ar trebui să-l aibă medicul de familie și de aici și de până afară, care să îndrepte către anumite...